Ați auzit toate zvonurile, arme ilegale, droguri sau chiar asasin plătiți. Sunt sigur că nu sunteți în căutare de ceva ilegal, dar ați putea fi tentați să aflați măcar dacă aceste legende despre Dark Web sunt adevărate. Nu recomandăm nimănui să viziteze Dark Web-ul pentru că nu am vrea să vă avem pe conștiință. Acest videoclip vă va scuti de o astfel de vizită periculoasă și va răspunde întrebărilor voastre despre cele mai ciudate lucruri care se vând pe Dark Web. Să vedem în primul rând ce este Dark Web. Cel mai bun mod de a înțelege este să ne gândim la un iceberg. ClearNet, partea internetului pe care o știe toată lumea, este partea de internet accesibilă publicului larg prin motoare de căutare cum ar fi Google. Dar această parte reprezintă doar 10% din întregul internet. Deep Web este restul icebergului care este ascuns sub apă și care include restul de 90% al internetului. Oamenii se tem de ceea ce nu înțeleg, dar cea mai mare parte din Deep Web este inofensivă sau chiar utilă. În anii 70, când internetul era la început, Deep Web nu era ceva amenințător. Se referea pur și simplu la acea parte a internetului care nu era conectată cu internetul folosit de către public și nu era indexat de către motoarele de căutare. Pentru că nu este indexată, această parte a internetului este greu de accesat fără ajutorul unei platforme ca Google. Există motoare de căutare și pentru dark web, așa cum este Candle, dar cum informația de acolo nu este indexată, este foarte greu ca aceste motoare să sorteze cantitatea enormă de informații de acolo. Deci, cum poate să ne ajute Deep Web? Pentru cei care au acces nerestricționat la internet, poate fi greu de crezut, dar astfel de acces nu există în toată lumea. În țările unde accesul la internet este restricționat, Deep Web este esențial pentru oamenii care vor să se conecteze cu alți oameni din țara lor sau dintr-o altă țară. Chiar și cei care nu au accesul restricționat ar putea să prefere anonimatul și intimitatea pe care Dark Web le oferă. Aici ai acces la servere securizate pentru e-mail, cum ar fi Proton Mail și chiar site-uri de socializare sau de știri făcute după modelul Facebook sau New York Times. Există și o versiune Dark Web pentru Reddit numită Hidden Answers și chiar și locuri unde jurnaliștii pot încărca documente și informații secrete. Toate aceste site-uri le permit oamenilor din țările unde există restricții să comunice liber cu oamenii din afara țării lor. De exemplu, Dark Web a avut un rol important în comunicarea dintre participanții la primăvara arabă din 2010. În această eră, chiar și si cei care au acces nerestricționat și si nimic de ascuns ar putea prefera să nu fie monitorizați la orice acțiune pe care o fac online. Deep Web oferă oportunitatea de a naviga în in intimitate și si de a te conecta cu persoane care gândesc la fel ca tine. Dar multe activități pe Deep Web sunt normale, începând de la cele mai plictisitoare, cum ar fi un joc de șah pe Just Chess unde poți juca șah cu alții, până la unele nu tocmai legale, cum ar fi să descarci un film de pe Pirate Bay, în timp ce unele activități sunt puțin mai ciudate. De exemplu, site-ul Kittens este dedicat exclusiv pozelor cu pisici. Cu toate acestea, Deep Web are și o parte extrem de ciudată, cea care se numește Dark Web. Aceasta ocupa aproximativ 6% din întregul internet și si este locul unde se găsesc tot felul de lucruri periculoase, ilegale sau pur și si simplu ciudate. Să accesezi orice parte din Deep Web este foarte complicat. Ai nevoie de browsere speciale și si programe care să-ți ascundă locația pentru a accesa anumite URL-uri. Intimitatea și anonimatul sunt foarte importante atunci când folosești deep web, dar sunt și mai importante atunci când încerci să accesezi dark web. Unele site-uri mai ciudate pot avea și metode de verificare proprii, prin care ți se poate cere să faci ceva ilegal sau imoral pentru a dovedi că ești un client serios, nu doar cineva care e curios sau cineva de la poliție. Este important de știut că dark web nu este supravegheat de nicio autoritate. Deci nu ai cui să te plângi dacă ești victima unui atac cibernetic sau a unei înșelătorii. Există și riscul să fii atras într-o operațiune a forțelor de ordine. Unul dintre cele mai cunoscute zvonuri despre dark web este că poți angaja asasini în caz că vrei să scapi de cineva. În realitate s-a dovedit că toate aceste site-uri erau făcute pentru a înșela oamenii sau în unele cazuri asasinul s-a dovedit a fi de fapt cineva din cadrul poliției. Pe dark web sunt o mulțime de platforme tip marketplace de unde poți cumpăra orice de la bunuri furate până la falsuri. Datorită presiunii făcute de către forțele de ordine și a naturii lor secrete, aceste marketplace-uri apar și dispar tot timpul. Una dintre primele astfel de platforme era The Silk Road, care se estimează că a adus un venit mai mare de 1 miliard de dolari din vânzarea de droguri înainte să fie închis de FBI în 2014. În 2019, Dream Market, o altă platformă majoră prin care se vindeau droguri pe dark web, le-a trimis utilizatorilor o notificare prin care îi anunța că se va închide în 30 de zile. Asta i-a făcut pe mulți să creadă că acest site a fost preluat de organele legii și folosit pentru a atrage în cursă diversi infractori. Acum că știm cam ce înseamnă dark web, să vedem care sunt cele mai ciudate lucruri care au fost vândute acolo. Servicii legate de criptomonede Bitcoin este neoficial moneda dark web-ului. Cum utilizatorii dark web țin foarte mult la intimitate, criptomoneda este perfectă pentru tranzițiile care au loc acolo, mai ales cele ilegale. Deep Web este plin de tot felul de servicii legate de Bitcoin și alte monede, vânzare, cumpărare sau stocare. Dar pe dark web poți găsi chiar și servicii de spălare a banilor virtuali, ceea ce face ca tranzacțiile tale să fie chiar mai greu de urmărit. Există chiar loterii și cazinouri legale care folosesc Bitcoin unde poți câștiga bani fără a mai plăti taxele legale aplicate câștigurilor obținute astfel. Documente false. Probabil unul dintre lucrurile mai puțin periculoase care se găsesc în abundență pe dark web sunt documentele false. Aici găsești acte de identitate false, certificate de naștere false și, bineînțeles, pașapoarte false. Există chiar și un site care pretinde să vândă cetățenia americană, dar unul dintre cele mai ciudate documente false pe care le poți cumpăra este diploma de absolvire a unei facultăți. Arme ilegale. Armele, în special pistoalele, sunt unele dintre cele mai vândute obiecte pe dark web. Cu toate că în multe țări, inclusiv America, armele sunt ușor de obținut, asta nu este valabil pentru toate țările lumii. În plus, probabil că nu toată lumea vrea un pistol care să fie înregistrat, așa că dark web îți oferă posibilitatea să rămâi anonim. Dar pistoalele sunt doar începutul. Poți cumpăra tot felul de arme pe dark web, cum ar fi explozibili sau chiar uraniu. Droguri ilegale O altă ramură dezvoltată a dark web este vânzarea drogurilor de toate felurile. Piața drogurilor de pe dark web s-a dezvoltat foarte mult. Cum cannabisul a devenit legal în multe locuri, oamenii caută pe dark web droguri mai puternice. Aici nu găsești doar droguri de stradă, ci și o mulțime de produse farmaceutice false. Timp de ani de zile, o organizație din Marea Britanie a păcălit organele de ordine de acolo folosind Dark Web și a vândut aproximativ 1,5 milioane de pastile Xanax false către clienți britanici, ceea ce a dus la dezvoltarea dependenței la mulți dintre ei. Pe Dark Web se găsește chiar și o versiune la preț redus a pastilelor Viagra. Aceasta se numește Camagra și are un market Place dedicat: Date furate. Auzim tot timpul povești despre cum datele anumitor companii au fost furate, dar nu auzim aproape niciodată ce se întâmplă cu aceste date. Majoritatea acestora ajung să fie de vânzare pe dark web. Pentru câteva sute de dolari, oricine poate cumpăra sute de numere de card de credit sau chiar CNP-uri. Bineînțeles că majoritatea au fost probabil anulate deja, dar dacă ai noroc, poți găsi câteva pe care să le folosești în scopuri ilegale. Pe dark web există chiar și si servicii care te pot ajuta să te. Folosești de aceste date furate, cum ar fi să faci un credit folosindu-te de identitatea altcuiva. Unelte pentru hackeri Pentru aceia dintre voi cărora le place să învețe singur cum să facă diverse lucruri, dark web este locul cel mai potrivit de unde puteți învăța cum să deveniți hackeri. Aici găsiți instrucțiuni pas cu pas, virus și programe malware, dar și unelte fizice, cum ar fi cititoare de carduri. Dark web este locul unde un hacker poate găsi absolut orice este necesar. Hacker de închiriat. Dacă nu te consideri destul de abil încât să faci singur un hack, nu-ți face probleme. Poți angaja un hacker de pe Dark Web. Pe site-uri precum Digital Gangster poți găsi hackeri adevărați care să te ajute cu orice, de la recuperarea unei parole până la accesarea computerului cuiva. Chiar dacă pare tentant, este foarte riscant pentru că hackerul poate oricând să acceseze și datele tale copii și produse false. Nici o piață ilegală nu ar fi completă fără să vândă copii ale produselor de firmă. Bineînțeles că poți găsi relativ ușor un ceas Rolex fals sau o geantă Chanel falsă, dar pe dark web găsești mult mai mult de atât. Poți găsi site-uri unde se vinde aur și diamante, iar produsele făcute pe comandă la imprimantă 3D sunt din ce în ce mai populare. Unele dintre cele mai cerute produse făcute la imprimantă sunt componente pentru arme și tehnologia se vinde foarte bine pe dark web de unde altundeva să-ți cumperi produse Apple originale, între ghilimele, la prețuri foarte reduse. Conturi de utilizator false Aceste conturi de utilizator pentru platforme foarte populare sunt și ele foarte căutate pe dark web. Poți găsi conturi de Netflix care nu expiră niciodată sau poți călători gratuit folosind conturi Uber furate. Acesta din urmă este unul dintre cele mai ciudate lucruri pe care le-am găsit pe dark web și ne-a făcut să ne întrebăm dacă merită riscul. Urmă urmăritori pe Twitter, Instagram și așa mai departe. În zilele noastre, toată lumea se bate pe like-uri pe diverse platforme de social media și uneori pare că oamenii ar face orice pentru mai mulți urmăritori. Din nou, Dark Web vine în ajutorul tău pentru că aici poți să cumperi câți urmăritori vrei. În ultimii ani, această practică a devenit populară chiar și pe internetul obișnuit. Dacă nimic din ceea ce ați auzit până acum nu v-a impresionat, țin să vă anunț că aparent poți cumpăra chiar și suflete de pe dark web. În anumite culturi se crede că spiritele pot fi capturate în momentul morții, iar acestea pot fi folosite în diverse ritualuri. Dark web a adus acest comerț cu suflete în secolul 20, iar acum este mai ușor ca niciodată să cumperi sufletul cuiva drag pentru o sumă destul de mare de bani. Mystery boxes această modă devenită virală este bazată pe o practică începută pe eBay. Spre deosebire de cutiile de pe eBay care conțineau lucruri inofensive cum ar fi electronice sau haine, cele de pe dark web conțin obiecte ciudate și chiar înspăimântătoare, cum ar fi haine de copii sau obiecte murdare de ceva care seamănă cu sângele. Oamenii se tem de necunoscut, cea mai mare parte din Deep Web este inofensivă și este de fapt foarte folositoare pentru oamenii care vor să se exprime liber. Dark Web este doar acea parte urâtă din Deep Web care conține lucruri foarte ciudate. Aici se vând chestii ilegale, imorale sau pur și simplu ciudate. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo! O zi superbă vă doresc tuturor!